Corvinul Hunedoara a părăsit joi seară preliminariile Europa League după ce Rieca s-a impus în manșa retur la limită cu scorul de 1-0. Antrenorul Florin Maxim este însă motivat după eșecul împotriva celor de la Rieca, adversar mult mai bine cotat față de formația din Liga Secundă din România. Acesta a oferit un verdict și despre cea mai importantă fază a meciului pentru oaspeți, ratarea lui Sergiu Buș de la punctul cuvar. Tânărul tehnician român este mulțumit de faptul că fotbalistul său și-a asumat executarea loviturii de la 11. Am scăpat la pauză cu acel 1-0, o repriză bună, o repriză etalon pentru noi, pentru viitorul nostru. Ne-am calificat în conference, băieții erau puțin supărați în vestiare, dar tocmai asta le-am spus, că vom avea un meci acasă joi. Nu avem timp să ne lamentăm, trebuie să ne regrupăm și să câștigăm acel meci. Echipa noastră a avut un avantaj, noi am luat-o din Liga a Treia, noi am jucat sub presiune fiecare joc. Știam că astfel de jocuri, dacă nu reușești să marchezi, îți va fi foarte greu greu, dacă marcam la acel penalti, mai aveam 15 minute și încă 10 minute adiționale. Se putea întâmpla orice. Echipa din Rieca era egalată acasă. În acest meci, dacă reușeam să marcăm, nu sunt supărat pe ratare. Mă bucur că și-a asumat să execute acel penalti, a declarat Florin Maxim la flash interviul de la finalul partidei. În turul 3 preliminar al Conference League, Corvinul Hunedoara își va măsura forțele cu kazahii de la Fece Astana. În sezonul 2019-2020, în preliminariile UEFA Champions League, Fece Astana a fost eliminată de către CFR Cluj după 1-0 pe teren propriu și 1-3 în deplasare. Nu a fost o misiune ușoară pentru campioana României, de pe atunci omranii reușind un hat și marcând golul calificării în minutul 73, după ce Astana deschisese scorul și la Cluj. De altfel, Fece Astana are în palmares 7. 7 titluri de campioană a Kazakhstanului, toate cucerite în ultimul deceniu, trei cupe ale Kazakhstanului, șase supercupe ale Kazakhstanului și un total de 100 de meciuri jucate în cupele europene.